Când vine vorba despre dragostea de țară, aici pe Andrei Povestitorul am vorbit și cu siguranță că vom mai vorbi. Pentru că este cumva firesc să atingem și acest subiect atât de sensibil la trecerea timpului. Și chiar dacă probabil că strămoșii noștri nu ar fi foarte mândri de ceea ce am făcut noi din acest colț de lume, în același timp nu putem să lăsăm la o parte faptul că Andrei Povestitorul nu este despre a certa oamenii, este mai degrabă despre a ține cont de părerea fiecăruia. Așa că ne-am propus ca prin poveștile pe care le punem la dispoziția fiecărui om să facem o lume mai bună pentru fiecare dintre noi. Așa că sper ca și din această poveste să luați ce este mai bun și să spuneți mai departe celor ce considerați că s-ar regăsi în poveștile noastre. Se spune că de mult, în vremuri îndepărtate, un rege alerga călare prin munți, fugărit de o mână de ticăloși plătiți să-i curme viața. Calul era bun, dar obosise atât de tare încât mersul era instabil, iar regele, chiar dacă știa foarte bine arta luptei, știa că dacă va încerca să dea piept cu cei ce-l urmăreau, ar fi sfârșit mai degrabă prostește decât într-un mod eroic. Norocul, în schimb, i-a surâs în momentul în care a văzut în depărtare câteva pietre pe care și le-a amintit din vremurile în care urca împreună cu generalul Shagu pentru a se antrena. Era doar un copil pe timpul ăla. Cunoștea bine locul, așa că forțând calul să-și dea și ultima picătură de energie, a reușit să ajungă în vârful stâncilor, unde a descălecat și s-a strecurat ușor și cu grijă printre ele. Așa și-a pierdut urma, iar calul a urmat, pășind cu atenție să nu se rănească în ascuțișul pietrelor care îl înconjurau. Deși mergea cu foarte mult curaj, pentru că știa că oriunde îl va duce stăpânul său, va fi în siguranță. De multe ori tunet, calul negru cu copite albe, îl scosese teafor pe rege din bătălii sau din ambuscade. Atâta doar că îmbătrâniseră amândoi, energia se pierdea destul de repede și regele simțea că mai are foarte multe de făcut. Coborând cu grijă și cu răbdare, regele devenea cumva tot mai neliniștit. Locul era cunoscut, dar totuși se schimbase atât de mult încât îi stârnea totuși cumva un sentiment de neliniște. Continuând să coboare, a zărit în orizont o mică așezare care părea să fie o căsuță. A încălecat din nou pe tunet și a gonit până acolo și a găsit un loc pustiu și plin de praf. Era o mică colibă bine făcută cu piatră și lemn, doar că părea că nimeni nu mai călcase pe acolo de foarte mulți ani. Mulțumit de faptul că reușise să scape cu viață și că are și un adăpost, l-a lăsat pe tunet să pască în libertate, iar el a mers să vadă dacă reușește să găsească ceva vânat și să aducă și lemne de foc și apă să aibă pentru el și pentru tunet. Târziu, noapte, ghidat de lumina lunii, s-a întors cu vânat, cu lemne și cu apă și era sigur că acei oamenii pierduseră deja urmă și a aprins focul în vatra micuță din acea colibă și a pus o bucată de vânat în spada lui cu două tăișuri și foarte bine ascuțită, a pus-o deasupra focului și a rămas ușor pe gânduri așteptând să se pregătească și să poată să o mănânce. Doar că între timp și-a amintit că și asta știa tot de la generalul Shagu, care îl învățase o mulțime de lucruri, și și-a amintit și de nopțile acelea lungi în care se trezea singur și abandonat prin pădure pentru a putea să se călească, și l-a cuprins din nou frica, așa că după ce a mâncat, a ieșit afară la tunet, pentru că se simțea mai în siguranță lângă el. Iar calul parcă îi simțea neliniștea și mereu când simțea că este nevoie, își aducea capul pe umărul regelui, respirând ușor, parcă încercând să-i asculte gândurile. Iar pe rege, mereu liniștea acest obicei al calului său. Așezându-și jos capa, desfăcându-și armura ușoară din zale, și-a luat aproape de el spada, s-a rezemat de cal și a adormit privind spre stele și pierzându-se printre amintiri. Își amintea cum tatăl său îi spunea în nopțile târzii când stăteau împreună că stelele sunt oameni care au urcat către ceruri și că vitejii, cei ce și-au apărat țara cândva, privesc în noapte de acolo de sus către pământ să vadă dacă a meritat sacrificiul lor. Umplându-i se mintea de sfaturile tatălui său bătrân, somnul îl cuprindea din ce în ce mai tare și toate gândurile lui erau completate de respirația greoaie a lui tunet. Ai îmbătrânit, prietene, știu, a spus regele, dar mi-e tare greu să mă despart de tine, a mai continuat el, înainte ca somnul să-l cuprindă complet și să-l ducă departe către lumea viselor.
Dimineața spre răsărit, la primele raze ale soarelui, regele a simțit că Tuneț se mișcă și s-a trezit ridicându-se direct în picioare și luându-și spada, a încercat să privească de jur împrejur să caute pericolul. Și Tuneț s-a ridicat în picioare pentru că a simțit că stăpânul său nu-i mai este rezemat de gât. Privind confuz de jur împrejur, ochii s-au oprit pe un bărbat care stătea rezemat într-o bâtă lângă el și îl privea cu ochii pătrunzători. Nu a spus nimic, deși strângea cu putere în mână spada, iar Tuneț, la rândul său, privea de jur împrejur la fel de neliniștit. "Ziua bună, măria ta," a spus țăranul, scoțându-și căciula mare de pe cap. "Ziua bună," a răspuns regele confuz. "Nu te teme, măria ta, Doamne ferește, că eu nici câine nu am cu mine. Și cu briceagul meu n-aș putea nici măcar să te zgâriu, măria ta, și nici măcar nu vreau să fac asta. Păcatele mele, ce-aș avea să-ți fac rău?" Regele s-a liniștit. "Iartă-mă, bade, nu am vrut să te ameninț, sunt urmărit și, cum dormeam, am crezut că au venit și că au dat de mine cumva." "Știu, măria ta, că de asta am și venit până aici, pentru că vroiam să-ți spun că au trecut prin sat și că sunt 4 bărbați cu arme frumoase. Atâta doar că tatăl meu a avut curaj să le spună că ai trecut deja prin sat și că te îndrepți către cetatea cea mare. Și au fugit, vroiau să te caute. Iar eu, cum cunosc bine muntele, am urcat de cum am aflat să te caut, să te duc la noi în sat. M-am gândit că poate ești flămând sau obosit. Mi-a fost frică să nu cumva să te fi rănit, dar văd că ești bine." "Sunt bine, mulțumesc," a spus regele. "Doar că sunt obosit, nu mai sunt atât de tânăr," a mai continuat el zâmbind. Țăranul a râs și a spus și el: "Da, păi, așa e în viață, măria ta. Toate trebuie făcute la timpul lor." "Da, spune, măria ta, de ce vreau oamenii să-ți facă rău? Ce aveau cu tine?" "Poveste lungă, bade, nu știu dacă mai înțelege." La auzul acestor cuvinte, țăranul a lăsat cumva privirea în jos. "Măria ta, nu eu mă înțelege? De multe ori dumneavoastră, boierii și stăpânii, nu înțelegeți, sau și mai rău, nu vreți să înțelegeți. Iar pe noi nu ne întreabă nimeni. Cam știi noi ce să vă spunem." Regele s-a simțit puțin jenat, așa că, așezându-se la loc pe capa lui, a început să-i povestească. "Bade, eu am un frate care a reușit să ia viața tatălui nostru cu mulți ani în urmă și a ajuns să conducă, s-a așezat pe tron. Pe mine, care eram foarte tânăr pe atunci, m-a exilat într-o țară străină. Atâta doar că acel domnitor la curtea căruia mă exilase fratele meu era un prieten bun al tatălui nostru, așa că mi-a dat pe generalul Shagu și m-a trimis să mă antrenez, iar generalul a ales să mă aduc aici, în munții ăștia. De asta cunosc locul. Și aici, printre alte locuri, am învățat tot ceea ce știu. Să mânuiesc spada, să mânuiesc arcul, să mă cațăr. Și cel mai important, mereu îmi spunea generalul Shagu cum să am grijă de oameni. Peste ani totul urma să se schimbe, pentru că Shagu trebuia să se întoarcă la curtea sa, dar nu înainte să mă așeze din nou pe tron. Era visul lui. Așa că împreună cu el am atacat cetatea, doar noi doi, și a fost o nebunie. Dar cu toate astea, cu tot ce învățasem de la el, în doar câteva minute eram în fața fratelui meu, vroind să fac dreptate, pentru că sărăcise regatul de tot ce avea mai bun. Nu am putut să-i fac rău, am ales să-l închid departe de cetate, într-o închisoare a tatălui meu, unde el îi trimitea pe toți trădătorii. Boierii s-au bucurat să vadă că ceva se schimbă și toți au fost de acord să facem țara bine. Așa că am făcut reforme, am anulat din birurile pe care le pusese fratele meu și am vrut neapărat să las mai multă libertate oamenilor. Ei bine, de aici lucrurile s-au complicat. Boierii vroiau ce e bine pentru țară, pentru că știau că dacă țara e bine, vor fi bine și ei. Dar nu vroiau sub nicio formă să le permită oamenilor să ridice capul din pământ. Așa că s-au revoltat și au încercat să mă oprească. Au încercat în mai multe rânduri să mă otrăvească. Au încercat să-mi însceneze accidente. Și încet, încet începeam să înțeleg cât sunt ei de vicleni. Iar eu nu puteam să mai fac nimic. Pentru că oamenii pe care îi mai aveam aproape de mine erau cumpărați pe rând de către boieri. Iar eu nu-mi permiteam să le dau din banii țării, ca să zic așa, pentru a putea să-mi apăr pielea mea. Eram tot mai singur împotriva lor, așa că m-am gândit că cea mai bună variantă ar fi să le confisc averile. Doar că am făcut greșeala ca, înainte să iau această decizie,
să mă consult cu stăpânul gărzilor mele, cu generalul meu de suflet. Nu știam că și el e vândut, așa că doar în câteva zile boierii știau de planurile mele. Așa că au mers în munte și l-au eliberat pe fratele meu, care acum conduce. Eu am fugit ca un laș pentru că nu aveam putere în fața lui și eram singur, iar familia am reușit să o scap și să o trimit undeva la o mănăstire. Doar că este o chestiune de timp până când o să afle unde sunt ei și după o să ia înapoi în cetate și va trebui să mă predau pentru că îmi e dragă țara, într-adevăr, dar fără familia mea nu cred că aș putea să rezist. Bărbatul stătea și asculta cu atenție, după care, când a fost sigur că povestea s-a terminat, i-a spus: Măria ta, dar pe noi de ce nu ne întrebi? Și noi putem să ajutăm. Cum să mă ajutați? A întrebat regele. Să mergem, să luptăm. Asta e și țara noastră, nu doar a domniei tale. Regele s-a mirat de cuvintele țăranului. Ascultă, măria ta, hai în sat cu noi și vom vedea noi ce-om face. Și așa, tăcuți și însoțiți de tunet care îi urma credincios, au coborât către satul mic de munte. Ajunși la gospodăria bărbatului, regele a intrat în casă, unde a găsit un bătrân pe un scaun micuț care încerca să sculpteze o lingură de lemn. Să trăiești, măria ta, a spus bătrânul și a încercat greoi să se ridice de pe scaun. Regele l-a oprit. Șezi, omule, nu te chinui. Măria ta, ești teafăr, a continuat bătrânul. Sunt bine, a răspuns regele privind mirat la căsuța mică și așezându-se pe marginea unui pat. Bărbatul ce îl însoțea din munte i-a povestit bătrânului ceea ce aflase de la rege, iar bătrânul a ascultat cu grijă toată povestea. După care s-a întors către rege și i-a spus: Ascultați ce zic eu. Familia ta, măria ta, nu e în siguranță în mănăstire. Ăștia care te urmăreau nu știu de Dumnezeu, nu le pasă de mănăstire. Și tu, fiind un om bun și cu frica lui Dumnezeu, ei știu că primul lucru care ți-a venit în minte este să-ți trimiți familia la acea mănăstire, la oricare mănăstire. Așa că le vor lua la rând și o chestie de timp până când vor da de ei. Iar călugării sunt oameni, o să-i chinuiască și o să recunoască până la urmă. Și așa o să-ți pierzi familia. Sau te vor convinge într-un fel să te întorci înapoi în cetate. Eu zic să meargă cineva din familia mea, fiul meu cel mic, spre exemplu, ca să ia și să-i aducă împreună cu femeile și cu copiii noștri la o stână ascunsă printre pietrele pe care le știi. Unde ai scăpat tu, măria ta, de ăia care te urmăreau. Acolo nu o să-i găsească, pentru că ei nu știu locul. Și pe mai departe, o să te învățăm noi ce ai de făcut. Și îl învățăm noi și pe fratele tău ce înseamnă dragostea de țară. În câteva zile, familia regelui era deja în siguranță în munte, iar satul micuț se umpluse de oameni care înarmați cu arcuri, care cu unelte de prin gospodărie, toți pregătiți să lupte, o armată de oameni gata de orice. Regele privea înmărmurit și nu înțelegea aproape nimic din ceea ce îi se întâmplă. Așa că, apropiindu-se de bătrânul care le spunea fiecăruia ce au de făcut, l-a întrebat: Dar de ce faci asta? Bătrânul l-a privit oarecum cu ură. Măria ta, eu l-am cunoscut pe tatăl tău. Am luptat cu el, am fost unul dintre cei mai buni generali. Asta în luptă. Doar că dragostea de țară nu înseamnă să stai la o curte și să aperi o cetate. Pământul este același, țara suntem noi. El a fost un om bun și ne-a apărat de neamuri străine. Și de câte ori se termina lupta, eu mă întorceam acasă la ai mei. Și când avea nevoie de mine, îmi trimitea un sol. Și dacă nu putea să-mi trimită un sol, îmi trimitea un corb pe care l-antrenasem să vină la mine. Și dacă avea legat la gât o ață roșie, știam că nemernicii au de gând din nou să ne ia țara. Aici sus nu am stat degeaba. I-am învățat pe copiii ăștia tot ce știam. Și știam că vine vremea să mă întorc, să mă duc la cetate și să o apăr. Vezi tu, măria ta, când ai un loc ca ăsta, ai și mulți dușmani. Și cel mai greu și rău este când dușmanul tău este fix ăla care a întins cu tine mâna în aceeași strachină și a mâncat cu tine din aceeași pâine. Regele nu a mai zis nimic. A continuat să-i privească cum se mobilizează și când totul a fost gata, un țăran s-a apropiat de el, i-a întins un sceptru din lemn frumos ornat, îngenunchind în fața lui. Măria ta,
să ne conduci cu dreptate în luptă. Bătrânul i-a făcut semn să ia sceptrul, iar regele l-a ascultat. De acum sunt ai tăi, Maria ta, a spus bătrânul. Eu nu mai pot să lupt, dar o să te aștept, o să fiu în munte, alături de familia ta. Încă nelămurit de tot ceea ce se întâmplase, regele se vedea călărind pe tunet în goană, în fruntea unei armate de oameni gata să facă dreptate. În câteva ore, cetatea era sub asediu și după alte câteva ore, fratele regelui, cel ce făcuse atâtea nemernicii, îi cerșea îndurare, târându-se pe jos și ferindu-se de loviturile spadei ascuțite a fratelui său. Când dintr-o dată din mulțime s-a auzit un glas răgușit, care striga cu putere, „Să nu îndrăznești!” Regele s-a oprit și a privit, iar vocea aceea a continuat, „Măria ta, nu face asta!” Parcă trezit dintr-un vis, regele s-a oprit și l-a privit pe țăranul care îl strigase, iar acesta cu curaj a continuat, „Măria ta, lasă-l! O să-l luăm cu noi, și pe el, și pe boieri, și pe toți cei ce sunt împotrivă. O să trăiască cât poftesc la noi în munte și o să-i păzim noi. Nu merită, Maria ta. Oameni suntem.” Scăpând spada din mână, regele și-a lăsat privirea în jos și a spus, „Faceți cum credeți, doar să-mi aduceți familia înapoi.” În câteva zile, la poarta cetății, bătrânul și fiii săi, însoțit de familia regelui, erau primiți cu mare bucurie la palat. După ce și-a îmbrățișat familia și le-a spus tuturor ce greu a fost, regele i-a chemat pe bătrânul țăran, pe fiii săi și pe cei ce îi însoțeau într-o cameră micuță unde s-a așezat și a rugat și pe ei să ia loc. După care a început să le vorbească, plin de mulțumire. „Nici nu știți cât de tare pot să vă mulțumesc. Am pregătit aur și acte care o să vă facă boieri. Am pregătit apartamente în palat dacă vreți să vă mutați aici cu noi. Sau dacă vreți să vă trimiteți copiii la studii, profesorii mei sunt și ai voștri. Tot ce e al meu sau al țării este și al vostru. Vouă vă datorăm tot.” Bătrânul l-a privit și l-a ascultat cu răbdare, după care i-a spus, „Maria ta, mi-e teamă că n-ai înțeles nimic. De ce să vreau să fiu boier? Să am oameni care să slujească pentru mine? De ce să-mi fie mie dat pământul țării? Aur și bijuterii, ce să fac eu cu ele, Maria ta, în munte?” La auzul acestor vorbe s-a lăsat tăcerea, după care bătrânul a continuat, „Dacă poți, nu înseamnă că și trebuie, dragul meu. Țara nu e a ta, nici a mea. Țara este a noastră, iar oamenii, nici atât. Pe ei nu o să iai niciodată. Eliberează-i dacă poți din jugul boierilor și iubește-ți țara, nu pământurile ei și nici bogăția. Și când ți-o fi greu, caută-ne, știi unde să ne găsești. Noi n-avem de gând să plecăm nicăieri și nici țara asta nu pleacă, să știi. Că nu o să venim pentru tine sau pentru aurul tău, nici pentru pământuri sau pentru sluji. O să venim pentru dreptate, dragoste și adevăr. Că așa ne-a învățat tatăl tău și el de la strămoșii lui știa asta, Maria ta.” Ridicându-se, nu a mai spus nimic și au ieșit. Iar regele nu a mai avut curaj să-i conducă. I-a urmărit de la geam doar cum ieșeau pe poarta cetății și a rămas tăcut o vreme, iar cuvintele bătrânului îi răsunau prin suflet ca un tunet de furtună. Ei bine, povestea se termină așa și fiecare dintre noi vom înțelege ce vrem, așa cum am spus și la început. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu ezitați să o distribuiți, nu ezitați să vă abonați pentru a fi la curent cu ceea ce postăm și să activați acel clopoțel pentru a primi notificări. Și până data viitoare, toate cele bune și iubiți-vă țara, nu avuțiile ei.